Salut, prieteni! Din nou Ilie, Drujba Craftec CT 5000. Pentru a demonta demarorul, se scot cele 4 ruburi. Eu le-am scos deja, la mine un șurub pe lângă el mai are două garnituri din metal, ca și siguranțe. Da, deci, demontați șuruburile și pur și simplu trageți în sus, ușor. Și partea exterioară este din magneziu, partea interioară, normal. Normal. Aici cred că aceste găuri sunt destinate pentru reglarea carburatorului. Aici este protecția din plastic. Aceasta cred că este aprinderea. Îmi puteți lăsa în comentarii. Eu așa cred, nu știu sigur, nu prea mă pricep. De la Ogen. Se mișcă cam greluț. Chiar vă rog să-mi spuneți de ce se mișcă greluț. Trebuie băgat ulei pentru lanț și benzină cu amestec de ulei și să-i fac o primă pornire ca să se ungă toate elementele în ea. Și asta, cum am zis, cred că e aprinderea. Iar că undeva pe aici trebuie să fie reglajul la carburator. Nu știu exact unde. Na, cam asta am avut de zis și de prezentat. Montarea se face invers de montării. Se pune capacul de protecție. Și demarorul. Și se montează șuruburile. Cam asta am avut de spus. Vă doresc o zi bună și numai bine și spor la tăiat.